Hans-Michael Weiss nu mai este antrenorul echipei de la Dunăre. Germanul și-a reziliat contractul cu Oțelul la o zi după înfrângerea suferită de echipa sa la Craiova. Weiss a lăsat în urmă un palmarez neinvidiat, 8 partide, 7 în campionat și una în Cupa Ligii, între care o victorie, 3 egaluri și 4 înfrângeri. Rezultatele au fost foarte slabe, dar jocul prestat de Oțelul sub comanda germanului a fost îngrozitor. Oțelul a evoluat pe alocuri înfiorător de slab și cele 5 puncte acumulate în 7 etape par multe. Conducerea clubului a negociat cu Mihai Teja și Liviu Ciubotariu și ajunsese la un acord cu ultimul. Noaptea a fost însă un sfetnic rău pentru Ciobi din punctul de vedere al conducerii Oțelului. Fostul tehnician al lui Dinamo și al lui FC Vaslui a declinat oferta făcută de conducerea grupării gălățene. Ultimele două variante rămase pe listă sunt Viorel Tănase și Dănuț Oprea. Cei doi foști jucători ai echipei de la Dunăre ezită să accepte venirea la o echipă aflată aproape de faliment.